Refuz să mă las bătut de un asemenea joc de căcat. Pentru că data trecută când am jucat Clumsy Fred, oameni buni, am făcut aproape toate nivelele. Dar aproape toate. Ne-au mai rămas vreo două, să spunem. Sau de fapt trei. Pentru că pe ăsta 58 nu l-am terminat. Și am zis, bă, frate, dacă tot mi-a rămas jocul ăsta instalat în calculator, ia să merg eu, frate, să-l termin ca să mai adaug în palmares un min... Oh my god, am uitat de level... Oh no... Am uitat de levelul ăsta spurcat pe care trebuia să-l fac data trecută și este imposibil pentru că controlele sunt super de căcat și când iei curba se oprește și nu mai merge atât de repede și practic eu trebuie să caut o grămadă de checkpoint-uri în acest labirint. Ah, mi-aduc aminte acum, da, de ce nu am mai jucat și am zis să-mi bat picior. Da, deja n-am găsit nimic, restart, ok. Nu uitați, oameni buni, că aș aprecia foarte mult dacă ați lăsat un like. Acum, din păcate, nu cred că vom mai putea face un episod cu jocul ăsta pentru că, să fim serioși, îl vom termina. Și, da, yes, am găsit în câteva secunde primul checkpoint, ok. Oare tot în zona asta să caut? Unde să caut? Asta e întrebarea. Oare pot să... Ar trebui să mă uit prin ziduri, gen... Da, dacă... Da, în unele situații, uite, mă pot uita prin ziduri. What? Thanks. Tu... Am găsit un easter egg, dude. Oh, yes. Nice, încă un cerc. Ok. Trebuie să găsim vreo 4 sau ceva de genul ăsta. Și apoi e linia de finish sau nu știu exact. Ideea e că am găsit un easter egg și sunt foarte... Te rog încă unul. Te rog încă unul pe aici, pe undeva. Fuck. Oh, no. Oh, no, am ajuns din nou aici. Nu cred că găsim cine știe ce. Te rog, nu e aici. Fuck. Fred? Fred, mai ai un minut. Gândește-te la toți copiii din Africa care nu au ce mânca, nenorocitule. Unde căcat e... Tâmpe... Ah, l-am văzut. Yes. Ok, 50 de secunde. Unde e linia de finish? Oh my god, nu e aici. Linia de finish? Nu, în niciun caz nu cred că e aici. Nu e aici. Fuck. Nu e nici acolo, că m-am uitat pe deasupra, nici aici. Oh, no. Frate, era atât de bine, nu cred. Nu e nici acolo. Shit. Nu e nici pe aici. Dude, deci eu nu pot să cred. Eu, unde Dumnezeule mare ar trebui să găsesc linia de finish? Că trebuie să fie pe aici pe undeva, dar nu o găsesc. Oare e aici? Nu e aici. Fred! Come on, am fost atât de aproape să terminăm. No! Yes! Next level! Fuck, da! Nu pot să cred că a fost atât de simplu. Oh, am uitat că se împiedică Fred la orice. Da, oameni buni, nu uitați să lăsați un like, aveți acolo și jos în descriere linkurile către G2A, contul meu de Instagram și către pagina mea de Facebook. Stai să dăm restart, că nu-mi convine că a murit Fred. Fuck. Aș aprecia foarte mult dacă m-ați urmărit pe acele minunate rețele de socializare, mai puțin pe Facebook, că nu prea-mi pasă de Facebook în ultimul timp, mamă. Ok, ai văzut săritura aia, frate? N-ai văzut săritură mai bună în viața ta? Oh, Jesus. Asta. Te rog, ridică-te, Fred! Come on, poți să o faci, nu mai avem mult până la linia de finish. Linia de finish. Așa. Nice, easy game. Păi stai, mă, noi deja am ajuns la ultimul nivel, care probabil o să fie un pic mai greu, dar asta nu are importanță atâta timp cât... Hai, ridică-te, Fred, așa. Nu are importanță atâta timp cât terminăm, știi? Poate să fie cât de greu o fi ăsta. Și... Nu po- oh, no, acolo o să rămân blocat, nu mă pot ridica pe scările rulante, dar... Ba, da, mă pot ridica, ok. Dai o secundă, că eu nu înțeleg, stai, ce? Oh, acolo e un check... Vai, dar stai că sunt foarte multe chestii, stai așa, no. Uite așa, mă arunc, uite așa. Perfect, ajung până aici, apăs FFF să mă ridic repede, da. Ok, acum... O să cobor până aici și acum, foarte mare grijă, pe scările rulante, extrem, foarte bine, Pink, bravo, professional game player, dude. Oh, asta n-a fost în plan. Ok, am mai pierdut și... Ridică-te, mă, nenorocitule, am mai pierdut niște timp și aici. Care-i în faza cu chestia aia? Ce trebuie să... Ui. Ce țeapă mi-am luat, trebuia să aștept să se ridice. Ok, restart. Hopa! Asta nu știu dacă a fost... A fost ok. Care e ideea? În aer trebuie să apeși F, știi, ca să cumva să devii ragdoll și să poți să... Da, să treci de partea aia de acolo. Așa, foarte ușor aici. Ușor.
Ușor. Ușor. Am zis ușor, Fred, în Dumnezeu. Zero viață, a murit, nu cred, ok. Am zis ușor în Dumnezeu, măti, Fred, ce căcat faci? Așa, am ajuns până aici. Spamează F, spamează F, așa. Bun. Acum. Așa. 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 Hai, du-te, maică ta. Băi, e incredibil. Ultimul nivel chiar este foarte greu. Sincer să fiu, e bine că e greu, pentru că dacă era super simplu și îl terminam, să zicem, într-un minut, e bine, video ar fi avut 4 minute sau ceva de genul ăsta. Asta ar fi fost un pic cam stupid și ar fi trebuit să umplu video cu mine cântând la flaut. Da. Dar parcă nici așa de greu nu e bine, frate. Hai, mă, urcă repede pe scări. Cu grijă aici, nu te împiedica de ăla. Grijă. Așa. What? Oh, și acolo. Nu cred, nu am timp. Nu am timp. Ba da, am timp, am terminat jocul, gata. Fucking done. Restart. More levels coming soon. Wait, și dacă dau quit. Oh, ok. Păi asta înseamnă că eu am terminat toate nivelele, frate. Deci îți dai seama, un player... Cât de lung e video ăsta? 6 minute. Fucking shit, dude. Ok, ce mai facem? S-a întâmplat ceva foarte grav. Hai să selectăm un level la întâmplare și să-l terminăm. Fii antenă, 31. Oh, no! La levelul ăsta am stat extrem de foarte mult, oameni buni, dacă vă mai aduceți aminte. Așa, dar îți voi arăta că am devenit atât de bun la jocul ăsta încât îl voi termina din prima. Sau nu mai contează, deja am ruinat totul. Hai, mă, frate, că nici nu te-ai ridicat foarte tare. Așa. Pa. Te-ai împiedicat de nimic, deci nu era absolut nimic acolo și era drum întins. Așa. Și am buguit jocul. Frate, l-aș fi terminat dacă nu era problematic și plin de bug-uri jocul, da? E vina lui. Așa, ajungem aici cu foarte mare grijă să nu mă împiedic. Am zis cu foarte mare grijă să nu mă împiedic, ridică de repede. Există timp, există timp. Cred că pot să fac o căzătură și o să fiu ok. Așa, dă-i viteză. Așa, era cât pe ce să belesc pisicuța, dar n-am belit-o. Așa, acum. Oh, haide! A doua căzătură înseamnă că nu mai am suficient timp să... Dacă te mai împiedici de partea aia vreodată, dau alte F4 și dezinstalezi. Ceea ce oricum aș fi făcut după episodul ăsta, pentru că te-am terminat joc stupid ce ești și foarte enervant și foarte greu. Dar asta n-are importanță. Mergi, mă. Așa. Cum de-am ales cel mai greu nivel? Deci la nivelul ăsta am stat o grămadă când am jucat eu. A, poate dacă merg încet n-are nimic. Stai așa. Hai, mă, mergi. Oh! Cum de nu mi-am dat seama de chi... Ok, asta e foarte ciudat, dar... Cum de nu mi-am dat seama de chestia asta? Cum de nu mi-am dat seama de faptul că pot să merg ușor cu shift-ul? Oh, no! Totul era atât de bine, oameni. Era foarte bine, oameni buni, dar problema e că jocul ăsta e bulangiu și s-a buguit iar acolo. Hai că nici măcar nu puteam să văd unde... Dacă mai ieșuiesc odată la nivelul ăsta, dau alte 4 rage quit. Chiar dacă am terminat jocul și n-ar trebui, pentru că... Ok. Așa, din când în când trebuie să ții cu shift-ul. Știi, uite, cobor pe scările astea cu shift-ul, ca să nu mă împiedic. Așa, fac niște chestii de genul ăla. Așa. Așa, am coborât jos, putem să alergăm, că aici e drept. Ok, ajungem aici. Așa. Easy gameplay, dude. Mă rog, cel puțin am terminat. Cum de nu mi-am dat seama că pot să țin shift-ul apăsat și... Level-urile astea sunt foarte ușoare dacă fac chestia asta. Cum? Am terminat tot jocul. Am terminat tot jocul și n-am făcut chestia aia cu shift-ul. Puteam să termin jocul ăsta mult mai rapid decât am făcut-o. Dar ce să fac dacă n-am știut, dude? Oricum, bă, l-am terminat, ați văzut, am terminat toate nivelele, le avem pe toate deblocate. Bă, poate o să mai bage nivele în jocul ăsta care, sincer să fiu, parcă a fost făcut pentru telefon și pentru tabletă, nu pentru PC, că arată ca dracu. Săracul de el.
Dar oricum, și atunci îl vom mai juca, dar până atunci am terminat totul, sunt foarte mândru de mine că nu m-am lăsat înfrânt de un joc și că am avut bulanul ăla monstruos să găsesc ieșirea fix în ultimele 3 secunde la ăla cu labirintul, că ăla mi s-a părut super genial de greu, dar am avut eu noroc. Și o să ne vedem pe data viitoare, pa, pa! G2A, jocuri ieftine! Bleh!